O șoferiță din Dolj a fost cât pe ce să-și piardă viața seara trecută. Se afla în pasul Rucăr Bran, în localitatea Dâmbovicioara, și a pierdut controlul volanului mașinii pe care o conducea. Autoturismul a trecut prin parapet și s-a răsturnat de câteva ori în râpă, oprindu-se într-o zonă de arbuști și mărăcini. A avut noroc pentru că dincolo de perdeaua de vegetație era o prăpastie de peste 100 de metri. Femeia a ieșit singură din mașină, dar a avut nevoie de intervenția echipajului de la ambulanță, care a și dus-o la spitalul din Câmpul Mușcel.